dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, așa cum v-am obișnuit deja, vom discuta ce s-a mai întâmplat în emisiunea Survivor România 2022. Pentru că, sinceră să fiu, avem ce discuta, deoarece concurenții se pare că nu se înțeleg bine deloc. Nici echipa faimoșilor, nici echipa războinicilor. În ambele echipe au loc certuri mai mult sau mai puțin grave. Însă înainte de a începe, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vreau să încep prin a vă adresa o întrebare. Unde este Otilia Bilionera? Pentru că ea încă de la bun început a lipsit. Și a făcut, bineînțeles, prezența la început, însă când a fost vorba despre traseu, ea nu a intrat pe traseu. Iar prezentatorul i-a motivat absența prin faptul că are probleme medicale. Nici ieri nu am văzut-o concurând, astăzi se pare că va intra pe traseu și să vedem ce va face, deoarece se pare că Cătălin Smărândescu va țipa la ea. Asta din promo, din ce mi-am putut eu da seama din promo, înseamnă că nu vreau face mare brânză. Întrebarea mea este următoarea. De ce a mai venit Otilia Bilionera la această emisiune știind că este o persoană sensibilă? Nu este nicio rușine să fii o persoană sensibilă, însă nu ai ce căuta într-o asemenea emisiune. Pentru că dacă tu încă de la început ai probleme medicale, păi pe parcursul emisiunii tu nu aduci niciun beneficiu echipei. Tu ești la faimoși, însă de fapt de drept nu ești, pentru că pe traseu nu concurezi, concurenți când și când. Mie mi se pare că în cazul echipei faimoșilor au fost aduse persoane de umplutură. Încă de la început, cei de la ProTV trebuiau să le spună foarte clar faptul că ei sunt obligați să intre pe traseu. Bun, ce probleme medicale ai fi putut să ai încă de la începutul competiției? Dacă tu încă de la începutul competiției ai probleme medicale, păi până la final o să ai probleme medicale și o să vedem pe Otilia Bilionera ajungând, să zicem prin absurd, la finalul competiției, deoarece ai intrat pe traseu o dată, după aceea alte două dăți n-am mai intrat și tot așa. Nu mi se pare ok și nu mi se pare fair față de echipa faimoșilor, dar și față de echipa războinicilor. Pentru că cei din echipa războinicilor au concurat cu toții, iar în echipa faimoșilor, ca de obicei, se întâmplă aceste favoritisme, să le numim. Dacă ar fi fost o fată din echipa războinicilor care s-ar fi dat rănită, sunt sigură că faimoșii imediat ar fi pus punctul pe ei și ar fi adus asta în discuție. Însă fiind vorba despre o faimoasă, acest lucru, bineînțeles că se trece cu vedere. În ceea ce privește jocul de imunitate care a avut loc aseară, e bine, trebuie să vă mărturisesc faptul că reacția Elenei Chiriac nu mi-a plăcut absolut deloc. Ea are 19 ani și reacția ei față de Alexandra Duli, care a învins-o pe traseu, nu a fost una deloc ok din punctul meu de vedere. Și în tabăra războinicilor s-a discutat acest lucru, s-a văzut clar că Alexandra Duli a fost deranjată de reacția, de atitudinea Elenei Chiria, care a amenințat-o, să spunem așa, cu acele cuvinte cu care deja suntem obișnuiți, pentru că, în general, faimoșii sunt cei care spun echipei războinicilor te omor, te distrug și așa mai departe. În toate sezonele s-a întâmplat asta. De ce trebuie să se întâmple și în sezonul 3? De ce trebuie să avem un nou Gianni Chiriță, să spunem, pentru că el a fost cel mai vocal în acest sens? De ce întotdeauna faimoșii sunt cei care, chiar și în momentul în care sunt întrebați de către prezentator cum se simt înainte de traseu și ce vor face, de fiecare dată dau un războinic și spun că îi vor doborâ și îi vor pune la pământ și să vadă. Iar în momentul în care războinicii sunt întrebați, ei niciodată nu fac referire la faimoși. De ce se întâmplă asta? Niciodată n-am înțeles și cred că niciodată n-am să găsesc un argument care să mă facă să înțeleg ceea ce se întâmplă. De ce faimoșii sunt atât de răutăcioși când vine vorba despre războinici, iar în ceea ce privește războinicii, nu se întâmplă asta la fel de des. Mai răruți, nici măcar nu-mi amintesc,
sinceră să fiu, nu mi-amintesc vreun războinic care să fie avut vreo atitudine, nu știu, vreo atitudine de genul acesta, deranjantă la adresa vreunui faimos. Dacă vă amintiți voi, aștept comentariile voastre și eu vă răspund cu mare drag, pentru că de asta suntem aici, de asta filmez aceste videoclipuri, să ne lămurim cu toții despre ce se întâmplă în această competiție. Trecem mai departe și, după cum bine știți, și Andreea Tonciu a avut o cădere pe traseu, nu s-a simțit bine. Sinceră să fiu, în momentul în care am văzut-o, am fost uimită și am zis, nu se poate, nu se poate. Dacă și Andreea Tonciu cade pe traseu și spune că are probleme medicale și că nu mai poate continua, deja este cusută cu ața albă. Pentru că eu, sinceră să fiu, am văzut-o și o văd în continuare pe Andreea Tonciu o femeie ambițioasă. O femeie care luptă până la capăt. Ceea ce mi s-a dovedit în final, deoarece Andreea Tonciu a revenit cu același vibe înflăcărat în competiție. Bineînțeles, la finalul acesteia, cu siguranță s-a simțit rău. Eu chiar cred că ea s-a simțit rău, pentru că a fost și un traseu greu. Aseară a fost un traseu greu, cel cu acel topogan. Știți foarte bine că pe acel topogan nu toată lumea a avut curajul să se dea. În tabăra războinicilor și la ei se pare că a pornit o mică ceartă, să spunem așa, în ceea ce privește cantitatea de orez pe care să o pregătească pentru cină. Cred că era cină. Da, și de aici au început ei să se certe. Cine pregătește? Cum pregătește? Ce cantitate? Bineînțeles că fata de la MasterChef, uite că acum îmi scapă numele ei, Elena Matei, dacă nu mă înșel, a fost cea care s-a oferit să pregătească orezul, pentru că ea este bucătăreasă și cu siguranță ea știe cum să facă, astfel încât să facă bun de mâncat. Iar războinicii i-au dat cumva niște sugestii astfel încât să înmulțească orezul, sugestii pe care ea nu le-a acceptat și în final s-au supărat, ei s-au împăcat. Bine că la atât s-a rezumat cearta războinicilor. M-am bucurat pe de o parte, pe de altă parte, sinceră să fiu, acest conflict despre orez nu și avea locul. Fiecare are porția lui de orez, deoarece eu câștigat până la urmă pe bună dreptate și dacă unul dintre coechipieri își dorește să mănânce o cantitate mai mare, se face împărțeala frumos și fiecare să-și mănânce porția și după aceea să nu aibă pretenția la porția celuilalt. Eu cred că așa este cel mai bine în această situație. După ce războinicii au câștigat, bineînțeles că certurile în echipa faimoșilor s-au intensificat, deoarece Roxana Ciuhulescu a aruncat bomba. Roxana Ciuhulescu a spus despre Cătălin Smărândescu că l-a înjurat pe TJ Miles. Bineînțeles, noi telespectatorii nu avem cum să știm dacă așa s-au întâmplat lucrurile, pentru că, din ce am înțeles, Cătălin Smărândescu l-a înjurat pe TJ Miles în timp ce erau în mașină, unde nu erau filmați. Cerebel a intervenit și i-a spus că nu trebuia să se trezească ea vorbind, deoarece au mai fost și alte persoane de față care au ales să tacă în ceea ce privește acest subiect. Cine mai era de față și cine s-a trezit vorbind la Consiliu? Laura Giurcanu și Xonia, care au confirmat spusele Roxanei Ciuhulescu. Întrebarea mea este, de ce fetele, în momentul în care au văzut că Roxana Ciuhulescu este atacată și de Cătălin Smărândescu și de Cerebel, de ce nu au intervenit în acel moment și s-au trezit vorbind la Consiliu? Mie mi se pare că în ceea ce privește femeile, noi ar trebui să ne susținem. În momentul în care una dintre noi zice un lucru la care și noi am fost părtașe și pe care și noi vrem să-l aducem în discuție, la un moment dat, când vezi că cea care a deschis discuția pică prost, păi spune și tu la momentul respectiv, ca să iei apărarea, să nu pice ea de pârâcea, așa cum i-a zis Cerebel. Laura Giurcanu a spus la Consiliul de Eliminare faptul că, într-adevăr, Cătălin Smărândescu l-a înjurat pe TJ Miles, lucru pe care mai apoi și Xonia l-a confirmat. Însă, Cătălin Smărândescu a întrebat, cum anume l-a înjurat? Care au fost cuvintele lui?
Și nici Laura Ciurcanu, nici Xonia, nici Roxana Ciuculescu nu au spus mai cu perdea despre ce înjurătură a fost vorba. Laura Ciurcanu a spus că l-a făcut Cătălin Bărândescu pe TJ Miles TikToker. Ok, și TikToker este înjurătură? Întrebarea mea. Adică dacă pe mine acum mă faceți voi YouTuberiță sau TikTokeriță sau mai știu eu ce alt lucru care se referă la ceea ce fac eu, ar trebui să o iau ca pe o înjurătură? Niciuna dintre fete nu a spus despre ce înjurătura era vorba. Așa că permiteți-mi mie să cred faptul că Smărândescu nu a înjurat așa cum au spus ele. Sau, poate, din perspectiva lor, înjurăturile se referă la altceva, cum ar fi TikToker. În momentul în care acuze o persoană, trebuie să vii cu argumente. Și în momentul în care persoana respectivă, deci Cătălin Smărândescu, a spus de două ori, spuneți-mi despre ce înjurătură este vorba, pentru că eu nu înjur de mamă, de tată, de și așa mai departe, ce a mai spus el acolo. El nu și-amintește să fie înjurat. Iar Laura Giurcan mi-a spus că l-a făcut TikToker. Deci la atât se rezumă înjurătura. Asta este înjurătura. Permiteți-mi mie, poate mă înșel, permiteți-mi să cred că atât Laura Giurcanu, cât și Roxana Ciuculescu și Xonia au exagerat în ceea ce privește acest înjurat. Atâta timp cât nu argumentezi și nu spui, da, ai spus așa și așa, mai cu perdea, bineînțeles, pentru că nu trebuie să reproduci întru totul înjurăturile pe care respectivul om le-a pronunțat la adresa persoanei vizate. În momentul în care nu aduce argumente de tipul ăsta, eu personal nu am încredere. Nu am încredere. Iar Cătălin Smărândescu nu a spus nimic. Poate pentru că nici nu se simte vinovat, nu știu ce să zic. Uneori și tăcerea e un răspuns. În momentul în care vezi că nu ai cu cine discuta, el a spus de două ori, spuneți-mi care au fost cuvintele mele. La ce înjurături vă referiți? El și-a cerut scuze față de TJ Miles. TJ Miles a avut și el o remarcă de tipul că Smărândescu nu i-a spus că l-ar fi înjurat, ci că, ok, atâta timp cât nici fetele respective nu ți-au spus despre ce înjurătură era vorba, nici Smărândescu nu a recunoscut și nu a confirmat spusele lor, despre ce înjurătură vorbim. Sunt tare curioasă de discuțiile pe care le vor avea faimoșii în această seară în tabăra lor, pentru că presimt că vor fi delicioase și explozive, mai ales pentru noi telespectatorii, pentru că trebuie să pună la punct anumite lucruri, pentru că în Consiliu nu au avut timpul necesar să își lămurească toate problemele și să le discute așa cum ar fi trebuit. Se pare că acest Consiliu a fost unul foarte scurt. Mie mi-ar fi plăcut să-i lase pe faimoși să-și spună tot ce au pe suflet, însă prezentatorul le-a tăiat-o scurt, cam atât pentru astăzi. Restul lămuririlor să le aveți în tabăra voastră. Da, nu știu ce să zic. În alte sezoane nu s-a întâmplat așa ceva. Atât faimoșii cât și războinicii stăteau în consiliu și stăteam și noi telespectatorii până la 12 noaptea, până când ei își lămureau toate problemele, astfel încât toată lumea, în momentul în care se ducea în tabăra lui, să se pună liniștit la culcare. Bineînțeles că și atunci mai existau lucruri pe care în Consiliu nu le discutau, uitau să le aducă în discuție și le mai vorbeau în tabără. Însă, în principal, la Consiliu se discuta cam tot. Iar acum se pare că ei sunt cumva dirijați, aș putea să zic, de către prezentator să-și lămurească treburile în tabără. Nu știu ce să zic despre asta. Mie mi-ar fi plăcut să-i văd la Consiliu cum își dau replica unul altuia, pentru că în momentul în care sunt în tabără, vorbesc unul peste altul, nu se mai înțelege nimic și la Consiliu, fiind și de față cu războinicii, felul în care pun problema este diferit. Despre votul echipei faimoșilor, trebuie să vă mărturisesc faptul că eu nu mă așteptam ca echipa faimoșilor să voteze din punct de vedere social. Eu am votat-o pe Roxana Ciuculescu pentru că Roxana Ciuculescu a fost cea care a început cearta, să spun așa, în momentul în care a zis că Smărândescu i-a trezit dis de dimineață, că nu le-a respectat somnul și așa mai departe.
Ea a fost cea vizată de către echipa faimoșilor, lucru care mie personal mi se pare corect, deoarece echipa faimoșilor ar fi trebuit să gândească strategic și nu din punct de vedere social. Pentru că Roxana Ciuculescu față de Xonia, în acest moment, aduce puncte. Dacă Roxana Ciuculescu părăsește competiția, ei bine, faimoșii vor avea șanse mult mai mari să piardă. Pentru că până când Xonia va ajunge să aducă puncte, să mai dureze. Pentru că știți foarte bine că în această emisiune evoluția este treptată. Bineînțeles că datorită faptului că ești în fiecare zi pe traseu sau, mă rog, foarte des pe traseu, concurenții își recapătă forma fizică mult, mult mai repede. Însă, în momentul în care o persoană nu este bună nici pe traseu, cum este Xonia, nici în ceea ce privește finalul, nu știu ce să zic. Eu personal nu-i dau șanse. Eu zic că ea o să părăsească competiția, deoarece publicul de acasă ține cu faimoșii și le vrea binele faimoșilor, iar ei ca echipă nu-și vor binele lor, lucru care mi se pare absurd. În ceea ce privește votul Elenei Chiriac, chiar dacă am discutat despre reacția ei și v-am spus că nu mi s-a părut una ok, în ceea ce privește votul, ei bine, ea a fost corectă. A votat din punct de vedere sportiv, a votat-o pe Xonia, lucru pe care eu îl aplaud. Ce e corect, e corect. Unde greșești, eu îți atrag atenția. Unde ai spus bine, eu te aplaud. Pentru că atâta timp cât o persoană face un lucru bun și un lucru mai puțin bun, este bine să îi le spui pe amândouă. Să-i spui și când greșește, să-i spui și când face un lucru bun. Elena Chiriac m-a uimit prin votul ei, deoarece ea a propus-o spre eliminare pe Xonia, lucru care mi s-a părut fair. Mi s-a părut corect. Așa ar fi trebuit echipa faimoșilor să procedeze. În ceea ce privește votul Emil Rengle, am înțeles care a fost motivul pentru care l-a propus pe Cătălin Zmărândescu, deoarece el, așa cum a spus Laura Giurcanu, i-a deranjat pe mulți din echipa faimoșilor cu comportamentul lui, comportament impunător. El s-a impus ca lider. Asta, bineînțeles, și pentru faptul că el este și mai mare ca vârstă și marea majoritate a faimoșilor sunt copii. Iar putea fi copii. Bineînțeles că acesta a fost motivul pentru care el s-a impus. Eu nu cred că a făcut-o cu răutate. Eu cred că ceea ce a făcut el a fost înspre binele echipei. Bineînțeles, poate tonul lui nu a fost unul în regulă pentru faimoșii sensibili, pentru că în general faimoșii au fost extraordinar de sensibili în toate sezoanele. Și dacă cineva ridica un pic tonul la ei, gata, acel cineva nu mai este acceptat, este o persoană ingrată, este o persoană care nu are ce căuta în echipa lor. Însă eu personal nu am văzut pe Cătălin Smărândescu o persoană rea. Deoarece a mai spus Emil Rengle faptul că în momentul în care s-a apucat de baracă, Smărândescu și-a pregătit el bine locul în care a dormit și l-a astupat bine și pe al celorlalți, l-a lăsat mai dezgolit, să spun așa, nu s-a ocupat decât de locul lui. Păi bineînțeles, dacă ceilalți, inclusiv Emil Rengle, inclusiv pe Emil Rengle, eu personal l-am văzut în mare. De ce Cătălin Smărândescu este obligat să se ocupe de toată baraca și voi trebuie să vă distrați sau cum voi trebuie să vă relaxați și el trebuie să vă facă treaba vouă? Bineînțeles că omul și-a făcut pentru el, dacă a văzut că niciunul din echipa faimoșilor nu se implică, au fost câțiva care s-au implicat, Radu Itu și Cerebel. Eu pe ei trei am văzut implicați în ceea ce privește acoperirea barăcii. Dacă ceilalți nu au fost implicați, ei trei să-și consume toată energia pentru asta, iar mai apoi pe traseu ce să mai facă? Nu știu dacă a fost tocmai ok votul lui Emil Rengle. El a votat din punct de vedere social, din nou, nu mi se pare ok. Emisiunea Survivor este despre sport, nu este despre cum se înțeleg ei în tabără. Părerea mea, adică poate Emil Rengle l-a catalogat greșit pe Smărândescu, poate el este învățat să fie, nu știu, să fie abordat altfel.
Eu asta cred. Emil Rengle este mai pe pace, mai pe iubire, mai pe chill. Iar Cătălin Smărândescu, fiind și o persoană matură, este mai pe hai să facem treabă, hai, treziți-vă, la fel și Cerebel. Mie personal îmi plac mai mult genul acesta de oameni, cum este Cătălin Smărândescu și Cerebel, pentru că într-o astfel de competiție trebuie să fii hai să facem treabă. Nu hai să stăm relaxați. Cum a zis Roxana Ciuculescu, fiecare cu ritmul lui. Păi aici n-ai ritmul tău. Aici nu ești la tine acasă să ai ritmul tău. Aici ești într-o competiție, ești într-o echipă și trebuie să te adaptezi. Nu este că stai așa fiecare cu ritmul lui. Păi aici nu mai este cu ritmul tău. Asta este părerea mea, dragii mei. Sunt tare curioasă care este părerea voastră despre cele întâmplate în competiția Survivor, pentru că, sinceră să fiu, în momentul în care am văzut atâta ceartă, atâta scandal, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Eu vreau să văd mai mult sport. Eu vreau să văd traseu. Vreau să-i văd excelând pe traseu. Vreau să-i văd evoluând pe traseu. Nu vreau să-i văd certându-se. Știu că și aceste certuri au rolul lor. Au și ele rolul lor, pentru că în felul acesta ei se cunosc mai bine. Nu în ceea ce privește faimoșii, pentru că ei deja se cunosc. De-aia își și reproșează, de-aia au început și certurile acestea agresive în tabăra lor. Pentru că ei se cunosc, v-am mai spus odată și în emisiunea de astăzi, Cătălin Smărândescu i-a atras atenția Roxanei Ciuculescu în legătură cu faptul că nu vrea să aducă în discuție ceva din trecutul ei. Iar Roxana Ciuculescu, bineînțeles că i-a tăiat creanga și i-a spus că nu e ok ceea ce face, astfel încât să nu ni se dezvăluie lucruri de culise. Lucruri pe care noi, telespectatorii, nu avem de unde să le aflăm decât de la ei. Însă cu siguranță le vom afla pentru că, dragii mei, dacă certurile au început, ei bine, tot în ceartă va continua această emisiune, în special în echipa faimoșilor. Această ceartă va degenera și își vor scoate ochii unii altora și vom afla foarte multe lucruri. Interesante sau nu? Lucruri pe care nu avem de unde să le știm decât de la ei. Le vom afla. Sunt sigură de asta. Nu trebuie decât să rămânem cu ochii pe Survivor România, să mă urmăriți și pe mine, pentru că eu aici pun punctul pe i și iau fiecare cuvințel în parte și îl întorc pe toate direcțiile. Eu sunt Angelica Iordănescu, vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Nu uitați să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Forță faimoșii! Forță războinicii!